Având în vedere că ploile abundente din ultima perioadă de timp reprezintă un real pericol pentru șoferi, polițiștii rutieri le recomandă conducătorilor auto să circule cu viteză redusă și să folosească luminile de întâlnire. Având în vedere fenomenele meteo din ultima perioadă, în special ploile abundente, polițiștii rutieri le recomandă conducătorilor auto să manifeste mai multă atenție în trafic, de asemenea să circule cu viteză redusă și permanent, adaptată la condițiile meteo rutiere, să păstreze o distanță de siguranță în mers corespunzătoare față de vehiculele care circulă în fața lor în aceeași direcție de mers, totodată să evite să folosească frâna de serviciu brusc pentru a evita derapările, de asemenea să se asigure corespunzător și cu mai multă atenție la efectuarea oricăror manevre, având în vedere condițiile de vizibilitate redusă, totodată la apropierea de trecerile de pietoni să manifeste mai multă atenție și să încetinească pentru a permite oprirea în condiții de siguranță atunci când pietonii doresc să se angajeze în traversarea drumului. În această perioadă ploioasă, cele mai multe evenimente rutiere nedorite se produc tocmai din cauza neatenției și a vitezei excesive în trafic. În această perioadă, cele mai multe accidente rutiere se produc pe fondul vitezei neadaptate la condițiile meteo rutiere, când conducătorii auto nu circulă cu viteza adaptată și corespunzătoare atât caracteristicilor drumului, dar mai ales faptului că carosabilul este umed, ceea ce face ca oprirea autovehiculului să se realizeze pe o distanță mai mare, iar acest lucru duce de cele mai multe ori la producerea de accidente rutiere și unele dintre ele cu consecințe deosebit de grave. Nu numai șoferii trebuie să fie atenți, și pietonii au obligațiile lor. Cel mai important este să traverseze doar prin locurile special amenajate și să se asigure totuși că atunci când trec strada sunt în siguranță.